Hello, hello, salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Vorbim astăzi despre cumpărături din Lidl, multe cumpărături din Lidl. Nu am mai ajuns acolo de, practic, ultima dată când ați văzut un haul Lidl pe canalul meu. Vă invit cu ocazia asta să dați subscribe pentru că mai am niște lucruri de arătat pe viitor și consider eu că dacă ați ajuns într-un astfel de clip, s-ar putea să vă intereseze și ce mai am de spus de aici încolo. Așa că nu uitați subscribe, like și acestui clip pentru că mă ajută ca să îl trimită YouTube către mai multe persoane interesate, bineînțeles, și clopoțelul dacă vreți să rămâneți la curent cu ceea ce fac eu pe aici. De fiecare dată când voi posta ceva nou, YouTube vă trimite notificare. Așa că, pe scurt, săptămâna grecească am ajuns în Lidl cu o listă destul de lunguță, pentru că, așa cum spuneam, nu am mai cumpărat de ceva vreme, n-am mai făcut cumpărături de acolo din magazin de câteva săptămâni bune și mă așteptam cumva să găsesc altceva, dar m-am bucurat și m-a fericit faptul că este săptămâna grecească în Lidl. Acum, când vedeți voi clipul ăsta, nu știu dacă mai este valabil, nu știu dacă o mai fi valabilă toată treaba, dar în general, oricum, ei mai bagă produse de genul ăsta sau vor mai avea cu siguranță săptămâni grecești, așa că, bineînțeles, pe lângă produsele astea cu specific grecesc, am mai cumpărat numeroase alte lucruri de acolo pe care o să vi le arăt în minutele, secundele, minutele ce urmează. Cam așa arată tot malderul ăsta de produse pe care le-am cumpărat și voi începe fix cu cele grecești, astfel încât să aflați produsele pe care mi le-am cumpărat în săptămâna grecească de la Lidl și apoi mai povestim despre alte câte ceva. Mai avem și pe acolo, uite, astea două, una pe masă, una pe scaun și mai avem și în spate, dar le luăm pe rând. Am aici niște stixuri, niște grisine, de fapt, cu usturoi. Mi-am cumpărat mai multe lucruri de felul ăsta de ronțăit, ca să zic așa, mai ales pentru muncă, pentru că chiar dacă nu mi-e foame, parcă aș ronțăi ceva și să nu, nu știu, pentru muncă. Hai să nu zăbovesc foarte mult. Aici am cumpărat ceva, un mix marinat cu fructe de mare. Nu știu, nu l-am încercat până acum. Poate dacă l-ați încercat voi îmi spuneți despre ce este vorba și dacă v-a plăcut. Amestec de fructe de mare cu midii fierte, creveți de corticat și fierți, inele și nu știu ce. Deci fructe de mare într-un astfel de mix. Sper să fie ok. De asemenea, am luat și o pizza cu gyros, tot Greek style. Aici spun ei că este stone-baked gyros pizza, adică ceva pe vatră, o chestie din asta. Nu este cu specific grecesc, dar l-am pus aici pentru că n-am mai avut loc în altă parte. Este un sirop cu gust de flori de soc. M-ați mai auzit ce chestie, mă uitam acum că scrie vegan. Păi, sunt din flori de soc, normal că e vegan, doar nu... În fine, probabil că este moda asta acum, că să pui pe orice chestie că este vegan și atragi, nu știu, posibili cumpărători. Mai departe, iaurt cremos în stil grecesc, grăsime 10%, oricum lactatele de la Pilos știți că sunt printre favoritele mele și ca să continuu cu produsele grecești, am niște cuburi de feta, cam așa arată, ia să vedem ce spune aici, brânză feta în saramură, porționată în cuburi, conținut de grăsime raportat la supra, așa, minim 43%, ingredientele le aveți aici, da. Am dat iama în ele pentru că v-am spus că m-am bucurat tare mult că este săptămâna grecească. Iar aici am luat într-un sos picant caracatiță, bucăți de caracatiță. Nici pe acesta nu l-am mai încercat până acum și ni s-a părut interesant. Dar nu văd unde ar scrie. Da, bucăți de caracatiță în stil grecesc în sos picant cu ardei iute roșu. Produs sterilizat, gata de consum. Deci îl iei, l-ai păpat și ți-ai făcut pofta. De asemenea, sunt foarte curioasă de aceste semințe, adică miești de semințe, acoperite în ciocolată neagră. Sunt foarte, foarte curioasă cum vor fi. Aici am deja salată cu icre, care, mă rog, arătau foarte, foarte bine și trebuie să recunosc că am fost la cumpărături cu o foame și am cumpărat foarte multe lucruri pe care poate, nu neapărat
Zic că poate nu le-aș fi cumpărat în mod normal, dar mă rog. Aici am un pasteiș de nata de la partea lor de raionul lor de patiserie și sunt curioasă să văd cum este, pentru că dacă îmi va plăcea o să mai cumpăr, dar am cumpărat doar o bucată pentru că vreau să văd cum îl pregătesc ei și dacă îmi va plăcea. 4 sticluțe din acestea de Actimel. Mai am aici 3 conserve de pește, un herring cu muștar și cu sos de muștar și ou. Tot așa, sos de muștar și ou și sos de muștar și ou. Oh, ok. Dacă știam, bine, nu le mănânc eu și de aia. Dacă știam, vă ziceam că sunt 3 bucăți la fel. Dar, mă rog, din nou niște chipsuri cu gust de tzatziki, cu aromă de tzatziki și cu aromă de gyros. Da, cam așa sunt, nici pe astea nu le-am încercat până acum și sunt tare mega curioasă să văd cum vor fi. Astăzi le încercăm. Am lapte condensat pentru cafea. Imediat îi dau drumul lui Sisi și ne întoarcem. Așa, continuând, lapte condensat pentru cafea. Ideea este că nu l-am mai folosit pe acesta, avea alt ambalaj, poate e același și au schimbat ambalajul, habar nu am, dar am zis să-l încerc și pe ăsta, poate, nu știu, o fi bun, o fi, bam, a căzut o pungă, nu e nimic. Mai departe, cașcaval Dalia, tot pilos, l-am tot cumpărat de-a lungul timpului, îmi place foarte mult, merge brăzuit peste omletă, merge făcut feliuțe pentru sandwich. Ceva marshmallow pentru, mă rog, au băgat deja chestii de Crăciun, bineînțeles, și mi l-am luat pe acestea pentru ciocolata caldă, ia să vedem dacă au, da, bomboane din spumă de zahăr, ceva de genul, mă rog, colorant, aromă, da, naturale, pe natural. Le-am luat pentru ciocolata caldă, îmi plac și așa, din când în când, dar în principiu pentru aia, pentru că a venit sezonul. Pentru băuturi calde, un săculeț din acesta de avocado, pentru că n-am mai luat de ceva vreme, îmi cumpăr în general fructe legume din Lidl, cornișonii, bineînțeles, castraveciorii aceștia murați, nu îi trece niciun, adică am tot cumpărat castraveți murați de-a lungul vieții mele, dar ca ăștia nu, n-am întâlnit în altă parte. Un biocorn snack, din nou, pentru muncă, sunt triunghiuri din acestea, cu legume și, mă rog, au un conținut mare de porumb, din ce am văzut. Snack din porumb cu leguminoase, produs ecologic, ingrediente, uite, 58,8% porumb. Deci, da, par interesante și le voi lua cu mine la muncă. Am găsit fusilii bio-organic, doar că eu le căutam pe cele tricolore. Nu le-am găsit, am găsit doar de la Băneasa tricolore, dar nu, aș fi vrut din acestea, așa că am cumpărat până la urmă din gama celor de la Lidl bio-organic. Mai departe, tot din bioorganic avem orezul expandat. Mi-aș fi dorit ceva mai simplu, fără partea asta de ciocolată, pentru că aici conține partea asta doar, stratul acesta, o grămadă de zahăr și parcă n-aș fi vrut, dar dacă așa l-am găsit, am zis, ok, oricum nu le mănânc pe toate 6 odată, vor fi doar bune de ronțăit între mese ca o gustare. Nu mi-am mai cumpărat de foarte multă vreme, dacă mă știți de ceva timp, când filmam la început, chestiile din Lidl, cumpărăturile din Lidl, erau nelipsite aceste croasante. Acum am zis, hai să-mi calc din nou pe inimă, pe suflet și să le cumpăr din nou pentru că mi-era dor de ele, dar nu le-am mai luat pentru că am citit cu ceva mai mare atenție ingredientele și sunt foarte bune, sunt delicioase, dar consumate foarte des, așa cum făceam noi, nu prea sunt recomandate. Pilos kefir cu 1,5% grăsime, ăsta este laptele cu 3,5% grăsime. Din nou, pe acestea nu le-am mai cumpărat de ceva vreme pentru că a fost o perioadă în care am mâncat ca nebuna, deci aveam, cred că săptămânal, cel puțin o masă cu paste din acestea congelate de la Culinea și mi s-a făcut poftă, v-am zis că m-am dus cu foamea în magazin și am cumpărat absolut tot ce mi-a picat în cale, mi-a picat în mână și apoi în coș.
Am luat tortelonii cu ricota și spanac și ceva broccoli și bucăți de morcov. Cred că dintre toate pastele congelate de la Culinea, astea sunt preferatele mele. Mai departe, au carne proaspătă și întotdeauna când mă duc mai dau iama în ele, mai ales în partea asta de carne tocată de pui, de exemplu mușchiuleți din piept de curcan. Am cumpărat și carne tocată, dar o să o vedeți imediat. Bineînțeles, untul sărat de la Pilos. Iar aici, tot pentru la muncă, pentru dimineți, pentru așa, un iaurt cu bifidus și partea asta de cereale, seamănă cu acel Activia. Mă rog, acolo l-am văzut prima dată, dar ăsta este, cred că, la jumătatea prețului Activia. Ce face o fată aici? Ce face fata mea aici? Are părpănaș? Wow, ce greu este! Ce grea este viața aceasta. Măi, nu mai da în mine. Bravo, iubită. Așa, aici am doar câteva și voiam să le bifez și pe acestea ca să trecem în continuare la mâncărică. Mi-am cumpărat un unt de corp cu cacao de la Sien. Îmi place genul ăsta de ambalaj, îmi plac unturile de corp, mai ales în perioada asta a toamnei târzii și iarnă, pentru că atunci am nevoie cel mai mult de hidratare a pielii corpului. Foarte bune, foarte bune. Le-am cumpărat de când le-am descoperit pe acestea, le-am tot cumpărat. Sunt niște tablete pentru mașina de spălat vase și au și sare, au și... deci sunt all in one, așa cum le-ar spune și numele, cred. Sunt din trei straturi, cum se văd, mă rog, au și folie din aceea solubilă, pur și simplu o iei din cutie, pui în mașină de spălat și nu te mai doare capul, nu te mai complici. O rezervă de săpun, săpun lichid. Am văzut, când v-am întrebat data trecută la ultimul haul din Lidl, vă întrebasem ce produse preferați și cele de la W5 erau printre preferatele voastre, dar rețin că cineva mi-a spus că și săpunul lichid și mi-am amintit că da, l-am folosit și eu o perioadă și apoi am tot cumpărat din alte părți și n-am apucat să... Și deși mai am ceva în rezerva cealaltă, care nu este Sien, cred că este ori Dav, ori Teo, ori habar n-am, am zis hai să cumpăr din nou o astfel de rezervă. Am găsit și o astfel de periuță cu mâneri din bambus. Le folosesc, am periuță electrică, dar o folosesc pentru călătorii și trebuie să o schimb pe cea pe care o am acum. Cotonete din acestea, nu cotonete, bețișoare de urechi, pentru că astea sunt ceva mai bune decât ce am eu în prezent. Mi le-am cumpărat pe celelalte din Jumbo și vreau să spun că alea sunt ok pentru că sunt biodegradabile, doar că se îndoaie foarte ușor. Adică nu sunt foarte, foarte dure, nu e bine nici să fie foarte dure, dar nici să se îndoaie imediat de la jumătate. Așa că le-am cumpărat pe acestea și voi vedea ce voi face cu alea, probabil pe la make-up sau unde mai pot să le mai folosesc. Le voi folosi în continuare, oricum nu e risipă, cum ziceam, sunt biodegradabile, deci este în regulă. Am aceste șervețele pentru cutiile de șervețele de pe masa din sufragerie sau unde mai avem nevoie. Sunt acestea cu 3 straturi și 100 de bucăți. Mai departe vă arătasem ceva de la W5. Am cumpărat aceste tablete pentru curățarea vasului de toaletă. Se folosesc în felul ăsta. Nu am mai cumpărat, dar am auzit de astfel de tablete pentru vasul de toaletă. În DM știu că mai au și ei niște lucruri de felul ăsta. W5 tablete pentru spălarea WC-ului, 16 bucăți, acțiune 7 ori împotriva depunerilor de calcar, depunerilor de 2 ori, 2 greșeli, ok. Depunerilor de la baza vasului de WC, petelor persistente, mirosurilor și rugini. Ruginida. Îndepărtează eficient murdăria persistentă, bla bla bla. În fine, niște tablete, poate o să vorbesc despre ele în produse terminate, cred că prin decembrie voi mai face următorul, că am tot făcut. Și vă spun atunci dacă mi-a plăcut, dacă nu mi-a plăcut, deși
Sunt 16 tablete, nu cred că... Mă rog, la un moment dat probabil că o să vorbim și despre, despre ele, să vă zic cum mi s-a părut. Sau poate le-ați folosit deja și îmi spuneți și mie în comentarii cum vi se par. Sau poate știți altceva, un produs ceva mai bun decât acestea. Mai departe, cum spuneam, am cumpărat și ceva carne tocată. De data asta aici am carne tocată de vită, pentru că voiam să am, o să o porționez, să am pentru paste. Pastele roșii mai ales. Niște feliuțe din, de salam din carne de vită. Mi-au plăcut cum, cum arătau, așa că le-am luat. Cum spuneam mai devreme, carne tocată de curcan. Arată foarte bine, din ce se vede este foarte, foarte slabă și o să vedem cum o să o preparăm. Încă o cutie de sien, dar v-am vorbit deja despre ele. Și alte mâncăruri preparate, semi-preparate, bineînțeles, preparat cu linte, paste făinoase și cârnăciori. Nu am mâncat până acum, nu l-am încercat, sau poate nu mi-aduc eu aminte, dar nu cred, nu știu. Și mi s-a părut foarte interesant, tot de la Chef Select, așa că l-am pus în coș. Smântână lichidă, 30% grăsime, este foarte ok, o folosim pentru, pentru mâncare, bineînțeles, ce poți să faci cu smântâna lichidă, dar o folosesc și pentru paste mai ales, sau diferite feluri, supe, creme și așa mai departe și sunt foarte ok, dar haideți să rămân și tot în zona asta de semi-preparate de la Chef Select, vi l-am arătat pe ăsta de data trecută, mi-a plăcut, l-am mâncat dintr-o porție, practic, nu știu dacă zic, că e o porție? Da. Ah, m-am liniștit un pic. Am crezut că erau vreo două și am mâncat la o singură masă. Da, e o singură porție. Se prepară și la cuptorul cu microunde. Este foarte, foarte ok și mi-a plăcut. Tot așa poate o să-l iau la muncă sau într-o seară când o să fiu prea obosită să gătesc ceva, le voi mânca. Din nou, brocoli gratinat, le-ați văzut și data trecută, dar voiam să vin cu un feedback pe ele și da, odată ce le-am cumpărat din nou, înseamnă că sunt ok și mi-au plăcut. Ton în ulei de măsline, am cumpărat 3 pentru că îmi place să le combin cu, v-am mai zis, cu porumb dulce și salată. Da, mănânc până cad lată, efectiv, stau cu burta în sus, dar știu că este vorba de salată cu ton și cu porumb, ce poate fi atât de dăunător la chestia asta și din când în când chiar mănânc cu foarte mare poftă. Am luat și o cutie de ciuperci feliate, o cutie de năut, aș vrea cumva să-l combin cu ceva orez, sau, nu știu, o să văd. Cât m-am chinuit eu așa de-a lungul timpului să nu mai cumpăr croasante de la Jean-Pierre, Maître Jean-Pierre chiar, cu 28% cocoa filling, deci are destul de multă cremă, așa că am cumpărat pentru că nu le-am mai văzut, nu le-am încercat și am zis, oh, uite, asta, de exemplu, are 32%, deci și mai și, deși pare mai micuț, înseamnă că e numai cremă aici. Chiar sunt curioasă cum vor fi. Nutella, un borcan borcănoi destul de mare și destul de ieftin, dacă mă întrebați pe mine. Îl aveam pe celălalt pe terminate și am zis că nu se poate să termin borcanul de Nutella și, domnule, să nu mai am Nutella în casă. Dar ținem ceva din el, adică nu-l mâncăm foarte, foarte des și mult, cantitate mare, dar dacă mi-e poftă vreau să îl am aproape. Niște croissant-urile din acestea, crunchy, creamy, crunchy and creamy de la Koshida pentru mițirici. Bineînțeles, din când în când le mai dăm așa ceva, când nu le dăm sticks-uri, când nu le dăm... Și astfel de recompense, pentru că nu le-am cumpărat până acum, dar par destul de... Parte destul de ok, cel puțin după ambalaj, iar ele mănâncă genul ăsta de mâncare și genul acesta de plicuri. Le-am luat data trecută cu pui și vită și le-au mâncat. Da, sunt cumva, seamănă cu consistența pateului, chiar dacă sunt la plic. Sunt foarte, foarte fine. Niște creme sunt, nu bucăți din acelea ca în Whiskas, de exemplu, sau în Shiba sau ceva de genul, adică nu sunt bucățele din acestea, sunt pastă, gata, am explicat. Și aici am niște mini cuburi din carne de rață, deci cumva
sunt destul de curățele din ce am văzut și în partea asta de ingrediente. Deci, cu siguranță le vor mânca super, super bine. Pastea vi le-am zis. Deci, cam asta a fost haul-ul de astăzi. Eu am încercat să vi le arăt destul de repede și într-un timp foarte scurt ca să nu ne lungim și, sincer, să fiu, mie și foame. Cu toate că, da, asta voiam să vă mai zic, că am mai cumpărat niște lucruri pe lângă, dar nu le-am adus sus. De exemplu, partea asta de prosoape de bucătărie, hârtie igienică de la ei, din Lidl, luăm de fiecare dată și sunt super ok și calitate și preț, bineînțeles. Am mai cumpărat un box de cola, Coca-Cola 06, sticle de sticlă din acelea la 0,33, erau la reducere cu 1,80 lei și ceva sticla, ceva de genul, ceea ce este destul de regulă, aproape la jumătate de preț față de ce găsești în general în magazine. Am mai cumpărat un tort de ciocolată cu... ciocolată cu fructe? Nu. Ciocolată, tort de ciocolată. Vi l-am mai arătat eu data trecută, dar acum ăsta nu mai are ciocolată albă, are nu știu ce alte chestii, dar... a, cu alune. Cu alune de pădure, da. E tort de ciocolată cu alune de pădure și cred că o să fie super, super bun. O să îl înhățăm astăzi, o să-l începem și nu știu dacă o să-l terminăm, sper că nu, totuși. Și de asemenea, ce am mai cumpărat, deci am zis de alea, de cam asta, deci tortul și nu vi l-am mai arătat, e în frigider, în șifonier, era să zic, nu vi l-am mai arătat, e în frigider și boxul ăsta de cola, dar sunt niște sticle de cola până la urmă, iar două sticle de apă minerală și am mai cumpărat... dar le-am lăsat în portbagaj pentru că nu aveam cum să le cărăm dintr-un singur drum. Ce-am mai lăsat în mașină? Partea aia de hârtie, cum ziceam, hârtie igienică și role de prosoape de bucătărie. Și cam atât. Cam astea au fost cumpărăturile mele Lidl. Nu plănuiam neapărat să fac clipul ăsta acum, pentru că în legătură cu Lidl voiam să fac... cumva altceva, dar probabil că în vlogmas, pentru că pe luna asta deja mi le-am cam programat așa cam ce aș vrea să fac și cred că, na, din 24 de clipuri în decembrie, unul va fi despre cumpărăturile din Lidl, așa că, la fel cum vă rugam la începutul clipului, apăsați un like, apăsați și butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Dacă ați făcut-o deja și sunteți pe aici de mai multă vreme, vă foarte mulțumesc. Mă bucur că sunteți aici, bineînțeles, și mă bucur că reveniți. Și dacă ne vedem pentru prima dată, hello! Rămâneți prin preajmă pentru că, așa cum spuneam, am de gând să fac vlogmas. Așa că până data viitoare, când nu știu ce să mai public, pentru că nu știu când o să intre ăsta, dar vedem. Rămâneți frumoși, frumoase și la trup, dar mai ales la suflet. V-am pupat! Pa, pa!